numesc Mariana Stoia, sunt șoneriță prin faptul că soțul meu m-a adoptat, să zicem, și m-a adoptat și șona. Și am rămas pentru că iubesc jocos. Și probabil că voi rămâne toată viața. Și oamenii sunt de treabă și e o comunitate mică, aproape că prea mică. Dar speranțe sunt, mai crească. Încercăm să cooptăm tineri, pentru că noi deja avem experiență, dar puterile fizice nu mai sunt ce au fost și atunci e clar că avem nevoie și de tineri care să ducă mai departe ceea ce am început noi. Deci toată povestea asta cu asociația se datorează unui fiu al satului, care este mare maestru în pictură, domnului Ștefan Câlțea. Se și numește Fierăria lui Lazar. Este simbolul reînvierii. Și ăsta-i farmecul ei până la urmă. În 2015 a fost inaugurată, s-a făcut prin multă muncă voluntară, s-a făcut cu proiecte constituite de către arhitecți specializați după desene și păstrându-se arhitectura tradițională, tot timpul s-a urmărit să nu se piardă nimic din trecut. Obiectele au povestea lor, sunt obiecte ale sătenilor, ale colegilor, sunt obiecte personale ale domnului Ștefan Câlțea, pe care ni le-a dat în păstrare la această fierărie. Dar în același timp s-a făcut și o investiție prin faptul că a fost cumpărată o fierărie. A fost cumpărat și ciutucul, și menghine, și multe din obiecte, foale, și a fost mutată practic fierăria din județul Covasna, de la Apața, aici. Pe arhitectura, pe pământul nostru, cu obiectele pe care le aveam noi, a reieșit această fierărie care este funcțională. Era folosit ca meserie în potcovărie sau în executarea anumitor obiecte de feronerie pentru casele în construcție, porți, uși, balamale, câte nu-ți trebuie într-o gospodărie. Cine dorește să-și construiască în stil arhitectonic tradițional și cu cât mai aproape de adevărul istoric al arhitecturii tradiționale, o să își dorească să le aibă adevărate. Adică făcute exact așa după metoda pe care colegul meu spune. Deci fierăria, când vin oaspeți, o deschidem și unii sunt încântați, alții văd pentru prima oară și trebuie să povestești ca și alfabetul. Dar alături avem și o sală cu obiecte de ceramică și obiecte folosite în gospodăria tradițională.